Doamnelor și domnilor, a venit și momentul de încheiere a Galei Premiilor Capitale ediția 2023 și nu puteam să facem mai bine acest lucru decât cu un premiu special acordat pentru ultima mare victorie pe plan sportiv care a adus bucurie milioanelor de microbiști. Premiul pentru formarea unei echipe naționale competitive se acordă domnului Eduard Iordănescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României. După o pauză de 8 ani, echipa națională a României de fotbal merge la un turneu important, campionatul european. Eduard Iordănescu a reușit să formeze o echipă competitivă și să ne califice fără înfrângere într-o grupă în care principalele echipe concurente au fost Elveția și Israel. Precedenta calificare importantă a echipei naționale fusese obținută de tatăl său, legendarul Anghel Iordănescu. Performanța lui Edi Iordănescu vine la aproape 2 ani după ce a fost numit la conducerea echipei naționale. Nici Edi Iordănescu nu este în această seară alături de noi, dar ne-a trimis un mesaj. Vă invit să-l ascultăm. Vă mulțumesc pentru acest premiu. Mă simt onorat să primesc acest semn de recunoștință, cu atât mai mult cu cât el vine din partea unei echipe de profesioniști care susțin un brand consacrat în atâția ani de activitate. Este un premiu pe care sunt obligat să-l împart cu jucătorii mei, pentru că vorbim de un premiu pentru formarea unei echipe naționale competitive, ori acest grup minunat nu avea cum să se construiască și să performeze oricât de mult mi-aș fi dorit și aș fi muncit eu în acest sens dacă nu existau ei. Am construit o familie împreună și, ca în orice familie, e nevoie de ambele părți pentru ca lucrurile să funcționeze. Am demonstrat într-adevăr că România poate fi din nou competitivă, că putem să ne depășim limitele și să ajungem prin muncă, sacrificii și mentalitate de învingători acolo unde ne dorim. Ne așteaptă acum o provocare și mai mare, Euro 2024. Practic, tocmai obiectivul îndeplinit, calificarea s-a transformat într-o nouă provocare. Îmi doresc din tot sufletul ca la turneul final din Germania să producem o performanță de care să ne bucurăm împreună și după aceea să primesc din partea dumneavoastră premiul pentru formarea unei echipe naționale care a bucurat toți românii. Hai România! Mulțumesc, Sorin, pentru ajutor. Hai România!